Hai, salut și bine am găsit la următorul episod cu blocul numărul 2. Vorbesc mai încet pentru că acolo, în capăt, nu se vede că bate lumina. Acolo, în capăt, sunt niște muncitori care muncesc la celălalt bloc de lângă. La acela în care am fost prima dată, la un alt bloc. Nu știu dacă ați văzut alea mai pătrățoase. O să vă arăt eu de sus dacă e. Și nu uitați cei care sunteți noi să vă abonați și să strângem și la acest episod măcar 20-30 de like-uri pentru că totuși vin în locuri de genul pentru voi. Să filmăm aici grajul. Chiar dacă nu cred că găsim nimic interesant. Nu aici nici mașinus. Nu știu cum de aici mașinus. Plin de mizerie. De aici nu mai are sens să mă duc. Sau? Nu mai are sens că nu mai e nimic. Chiar nu mai are sens. Și am văzut un episod trecut că am filmat cu telefonul gen drept și o să s-o văzut nașpa. Și acum am ales să filmez așa și sper să se vadă ok. Să nu călcăm pe aici, pe unde nu trebuie. Mergem mai mult la scări și să urcăm etajul 1. Ăsta la ultimul etaj, dacă țin bine minte, e ăla care n-are acoperiș. Să vedem. Aici nu o să se vadă nimic. Da, dar nu-i nimica. Pur și simplu un loc de la gol. Hai să urcăm. Ăsta e etajul 1. Opa. Ce e aici? Ok, aici doarme cineva, aparent. Dar acum nu e acasă. Ca norocul. O să mergem mai departe. Nu cumva să vină cel care doarme pe acolo. Aici văd că nu e nimic. Totuși, văd că și-au pus aici ușă, niște genți de mașină. Deci, da. Suntem aici. Ce găsim? Nici aici nu-i nimic. Sper să se vadă ok, totuși că filmez cu telefonul, că n-am cameră. Nici aici nu-i nimic. Ok, o să continuăm. Niște găuri aici care dau în garaj. Și sus. Până sus cred că îi. O să urcăm și o să vedem. Ok. Aici ai tot ieșirea asta, cred. Da. Sper să focalizeze ok. Acolo e unul. Aici. Aici nu-i nimic. Ia să luăm pe aici până atât. Nu-i nici aici nimic interesant. Ok. O să luăm tot drept acum. Că acolo era un om și n-am văzut să mă vadă. Astea nu știu ce-s, nici nu vreau să știu ce fac ăștia aici cu ele. Ok, hai să continuăm. Nu știu cât de lung va fi episodul ăsta, dar va fi un pic mai lung ca celălalt, e clar. Ceva sticlă. Ok. Niște cârpă. Acolo e un om. Nu știu dacă se vede. Nu se vede. Acolo e un om. Deci nu o să mă duc acolo înăuntru. Cum văd că și niște fiere acolo. Dar nu-i nimic acolo. Niște fiere, niște uși. Și o să merg acum, ca să nu mă prindă ăștia. Bine, chiar dacă ias la construcția cealaltă, nu? Totuși, mai bine să nu ne vadă. Plus că aici cred că doarme cineva, repet. Adică altfel nu era patul ăla pe degeaba pus acolo. Da, pe aici. Am luat ok.
Aș intra acolo înăuntru, dar nu cred că are sens. Sau... Nu cred că are sens să mă chinui să zbor astea. E și ceva cutie, nu are sens. Chiar nu are sens, adică nu-i nimic interesant. Acolo e un pat, acolo e ceva scaun. Nu-i nimic interesant. Ok. O să continuăm. Etajul următor. Etajul numărul 2. Hai să vedem. Ok. Până acum nimic interesant. Să mergem pe aici, frumos. Să vedem și sper să mă aud ok. Acum nu să pun nicio muzică pe fundal sau ceva. Deci ar trebui să mă aud. Ce-aș ceva oameni jos, așa că urcăm la etajul următor. Și blocul ăsta e ca celălalt, adică are două scări. Ok, etajul numărul 3, cred. Dacă țin bine minte. Hai să vedem. Găurile astea de care v-am zis. Sunt de nasoale. Hai să mergem mai departe. Să vedem ce mai găsim. Dacă nu m-am auzit ok, habar n-am ce să fac. Dar sper că m-am auzit ok. Și dacă puteți da sunarul mai tare și sigur o să mă auziți. Etajul numărul 4, cred. Da, numărul 4. Ce-au crescut ceva pom, aparent. Un mini pom. Să mergem imediat și în partea aia. Uitați cum se vede blocul celălalt de aici. Vedeți că vine aici la geam și vă arăt de aici. Uitați-vă cum se vede. Sper că s-a văzut ok. Și acum putem vorbi un pic mai tare. Că dacă e ecou și o să ne auzim probabil. Și de aici poze faine să faci, frate. Poze faine și faci de aici, frate. Uite-te un pic. Acolo e vila aia. Știu cum am arătat-o și în episodul trecut, dar nu. Aici odată am văzut căprioare, acum văd că nu-s. Probabil pentru că se muncesc la blocurile cealaltă. Altfel, sigur, erau căprioare pe aici, iară. Pentru că ăsta e un fel de loc mai îndepărtat un pic de oraș, chiar aproape la ieșire din oraș. De exemplu, vila aia deja îi ieși din oraș afară. Ok, și o să urcăm aici la etajul următor. Și după probabil o să plecăm. Ok, nu e nimic interesant aici. Deci probabil o să plecăm până nu ne vede cineva. Că aici nu-s pereți. Deci da, vă las aici cu episodul, că nu mai are sens să filmez până mă duc jos. Cam atât a fost episodul. Ne vedem data viitoare. Pa!